Salutare lume, eu sunt Body și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul meu de YouTube. Acest canal minunat care merită un like la acest episod, zic și eu. Dați-mi un like repede, ca să începem și noi ca lumea episodul. Vedeți bine în titlu, vedeți bine sus în colț, avem 9800 de trofee, astăzi facem 10.000 de trofee. Da, puțin titlu a fost puțin de tot clickbait, pentru că nu am făcut chiar într-o zi 10.000 de trofee, dar cel puțin astăzi o să facem 10.000 de trofee, sau cel puțin eu asta îmi propun să facem. Sper să reușim, pentru că am jucat acum 2 meciuri de CSGO și gen am pierdut foarte urât și am o grămadă de nervi și vreau doar să mă relaxez și să fac 10.000 de trofee și să luăm mega boxul. Oh, avem sunet? Nu mai avem sunet. Perfect. Să luăm mega boxul, să-l deschidem și să ne luăm legendar. De aceea o să mă joc eu cu cei mai low brawleri. M-am jucat mai devreme cu Poco, să văd dacă funcționează. Hai să nu mai pierdem timpul pentru că avem foarte multe meciuri de jucat. Avem de făcut undeva la 180 de trofee, destul de mult. De-aia am și zis că astăzi vă arăt cum să faceți 10.000 de trofee, pentru că oricum o să fie un episod destul de lung. Chiar dacă nu avem tot road-ul de la 0 la 10.000 de trofee, dar e un episod care va necesita mai mult timp, cred. Mai ales că avem de luat multe, multe, multe. Da, cred că va dura multe. Sau nu, pentru că voi face eu speed up. Probabil. Să te joci cu Poco la Showdown e destul de complicat, pentru că Poco e un brawler care e mai mult de suport. Să-i ajuți pe coechipierii tăi, să le dai heal. Și ca să te joci cu el la Showdown înseamnă să dai damage inamicilor, să-ți păstrezi ultimata pentru momentul în care chiar trebuie dată ultimata. La modul că mai ai puțină viață, profiți de faptul că ți se reîncarcă viața și atunci dai ultimata. Dacă dai aiurea ultimata, e posibil să mori. Uite, eu nu ar trebui să dau ultimata acum, pentru că n-am de ce să dau ultimata. În schimb, dacă era un Shelly, uite, și ăsta și-a dat ultimata. Poco versus Poco. Ok, hai că reușim. Mamă, ăsta are 9. Are 9, ar trebui să mă pun bine cu el, pentru că nu am cum să-l bat oricum. Ar trebui să mă pun bine cu el. Sau să mă feresc de el dacă nu. Asta dacă vreau să iau cel puțin locul 2. Hai, battle! Ăla e! Locul 2, spune că e locul 2. Locul 2 plus 8, ăla e băieți, ăla e. 8 trofee, mai avem de luat încă vreo 100 și ceva. Oh, nu, aud sunetul doar eu, voi nu-l auziți. Va trebui să mai dau restart încă o dată. Dar până atunci hai să câștig meciul ăsta. Ok, am 8 diamante, am 8 power-up-uri pe mine, am 8 energii. Ar trebui să fie meciul meu. Plus 10 trofee n-ar strica deloc. N-ar strica deloc, băie, 10 trofee. Ok. Oh, Bibi, mamă cât de strâns e meciul ăsta. Bibi, facem echipă împreună. Let's go, boys! Let's go! Știu că se poate! Se poate! Let's go! Mai avem nevoie de vreo 100... 100 și ceva. Nu știu, avem nevoie de mai multe trofee. Hai să le facem! Hai să le facem neapărat, băieți. Măi, pleacă, măi, de acolo, măi. Ăla era al meu, nesimțitule! Ăla era al meu, nesimțitule! Și ăla era al meu, nesimțitule!
de asta vorbeam. Schema asta vorbeam, băieți, de schema asta. Bun. Am luat gemul care îmi va aduce victoria. Showdown. Ok. No, eu trebuie să stau close, close de obiecte și o să fiu bine. Vă promit, vă promit, vă promit. Mi-a rupt chitara! Plus 8, tot e ok. Ok, dar de fapt am păcălit, domnule Tiche. Eu vreau să fac 10.000 de trofee, nu să fac echipă cu tine, dar am murit, se pare. Plus 5. Oh, nu, 8-bito, 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 not good, it-ito, ti-ti-ti-ti-ti, piri-piri-pi-pa-pa-pra-pi-pa-pam-pam. Not good at all, not good at all! No! Tot e bine. Nu te mai uita. O să stăm în acest boschet până la sfârșitul meciului. Challenge. Nu am voie să mă mișc doar în acest, am voie să mă mișc doar în acest boschet până la sfârșitul meciului. Ok. Mi-e puțin cam frică, dar nu am voie să mă mișc de aici. Nu am voie. Va trebui să rămân aici. Va trebui să rămân aici, va trebui să rămân în boschet. Va trebui să rămân în boschet. Plus 5. Challenge. Trebuie să adun cât mai multe gemuri runda asta. Cât de multe pot, cât de multe, cât de multe pot. De ce toată lumea joacă cu Jesse? Oh, nu! Dar e o alegere bună, Penny, cred. Hai să mă jucăm cu Penny. Nice! Nice! Let's go! Ăla-i, 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 băieți, ăla-i, băieți. Sandy nu mai are multă viață. Ăla e. Sunt protejat aici. Turnul meu dă în ei. Let's go, showdown. Let's go! Încă 10 meciuri de genul și ăla e. Woo! Wow, cât am ratat. Am nevoie să mă concentrez puțin mai bine și să nimeresc. Wow, 1 versus 1 cu Bibi. Doar nu sta tot acolo. Ce m-a aruncat? Ah! Foarte greu, n-aveam acolo cum să câștig. Chiar n-aveam cum, era imposibil. Eram atât de aproape să-l bat pe Leon. Come on.
Nu! Ba da! E cu plus, e bine. Ala e! Let's go! 10! Uuu! Uuu! De ce în locul 2 vreau locul 1? N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Am fost prins la jumătate! Let's! Mai e unul? Nu mai e! Oh my god, let's go! 79 de trofee. Nice! Oh! Oh! Meciul s-a trebuit să-l câștig, băieți, că e al meu. E al meu meciul ăsta. Am jucat prea bine ca să-l pierd. Am jucat prea bine ca să-l pierd. Come on. I am the best. Încă două, încă 20, încă 20, încă 20. Huh! 7 băieți. Încă 7 trofee și câștigăm, de fapt ajungem la 10.000. Sper că asta să fie ultimul meci pe care îl jucăm, să facem 7. Asta înseamnă că trebuie să ieșim cel puțin pe locul 2 sau 3. Băi, dar cealaltă unde e? Ăla e, ăla e, ăla e, Bibi, bate-te tu. Nu pe mine, nu pe mine. Come on, dăm 7, dăm 7. Super să-l dăm 7. După calculele mele, ne mai trebuie un trofeu. Îți bați joc de mine, Clash Royale. Mă joc de mai bine de o oră. Clash Royale, Brawl Stars, Supercell! Ok! Și cam așa se fac 10.001 trofee, băieți. Wow! Wow, nu-mi vine să cred. Nu știu de cât timp filmez. 30 de minute cu încă vreo 20, vreo 50 de minute de filmare brută. Din care voi cred că ați văzut 10 sau 15 minute, nu știu cât o să-mi iasă la edit. Și cu toate astea am ajuns la rezultatul final. Vreau să deschidem și noi în semn de așa, după multă muncă și răsplată. Știți și voi vorba aia că am jucat foarte mult. Hai să deschidem și niște chesturi dacă tot ați stat până acum. Așa. Nu uitați să apăsați butonul de like în primul rând. Cel mai important e să apăsați pe butonul de like să mă susțineți pentru 10.000 de trofee, băieți. 10.000. Nici mie nu vine să cred, au fost câteva meciuri care au fost super mișto, am câștigat eu câteva meciuri alea în rău, numai locul 1, locul 1, locul 1. Wow, destul de complicat, dar am ajuns în sfârșit și eu la 10.000 de trofee și cu toate astea, Supercell-ul nu ne premiază cu nimic nou. Haide mă, Supercell-ule, dă-ne și nouă.
O, e bine că eu măresc șansa acum cu chesturile micuțe. Și când ajung la chestul mare, nici măcar nu trebuie să mai ajung la chestul mare. Come on, am luat-o pe Jean. Gene. Mi-mi place să zic Gene. Și ne dă și skin pe ea automat. Mă rog, ne oferă posibilitatea de a-l cumpăra. Hai să scriem și mega box-ul, băieți. Foarte rapid. Na, nu ne-a picat nimic. Bun, dar cel puțin am făcut 10.000 de trofee și avem un brawler nou pe Jean. Nu uitați să rupeți butonul de like dacă v-a plăcut acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o încă. Eu am fost Body și până data viitoare ne vedem în arenă. Pa, pa. Cu aia dau talpă că trebuie să prind un avion. În picioare ceva bel.